Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Am avut destul de târziu de filmat astăzi, dar fac un lucru pe care anul ăsta încă nu l-am făcut și mă pare rău că trebuie să-l fac. Până acum, adică până în 5 aprilie, cred, sau 6, 5 aprilie, am filmat în fiecare zi și am postat în fiecare zi câte un filmuleț, individual. Dar astăzi trebuie să fac un 2 în 1 pentru că am filmat foarte puțin și vineri și sâmbătă. Și atunci o să fac un filmuleț 2 în 1, e primul pe anul ăsta. Dar mă bucur că am reușit să filmez în fiecare zi, totuși chiar dacă nu am postat în fiecare zi și o să postez un filmuleț cu 2 zile. Na, oricum, 3 luni e totuși o performanță, sincer, nu credeam că o să reușesc așa de mult, pentru că zilele noastre sunt uneori destul de pline cu tot felul de lucruri și o mulțumesc frumos, dar de ce nu mi-ai umplut-o? Păi, am să nu. Păi da, mă, da, așa, te-ai zgârcit. Nu am zis Mie îmi place pot să, să-l fie cana plină, plină, plină. Da, e bine și așa, oricum aici sunt vreo 370 de mililitri. Îmi strică filmulețul de fiecare dată. Eu nu știu cum puteți să ziceți că vreți să-l mai vedeți în filmulețele mele, că eu nu vreau să-l văd în filmulețele mele. I can help it. Și pentru astăzi, frații mai tineri. Dar nu știu cu drepturile de autor, mă, cât de Până acum l-am tot eliminat din filmulețe, dar uneori chiar nu am ce să fac. Că dacă... reușește să le stric. Da, reușește să le strici. Dacă tai filmulețul, tai, nu are sens nimic din ce am zis până acum. În fine. Oricum, e îmbrăcat frumos, e cu cămașă, cu alea, alea, hai că... Freză proaspăt făcută. Freză proaspăt făcută, te-ai tuns singur? Da. Da? Câte ore ți-a luat? Nu, 10 minute. Uliu! Toți copiii noștri dorm, este 1:30, 1:40 și toți copiii dorm, de la mic la mare. Ce ți-a adus, mădă? Ți-a adus o mașină? Mică, albastră. Ei se deschid ușile? Nu, ei se deschid. Renault. Era o promoție. Renault. Tatu i-a cumpărat, ce mașină ți-a cumpărat tati? Tati ți-a cumpărat un Porsche și se deschid și ușile. Sunt sus mașinițele tale? Unde? A, cred că le-ai lăsat sus, așa-i? Vreți să-ți aduc eu aici? Da? Ce aduce, mami? O, ce frumos! Hai tu liniște că de-aia nici n-am zis nimic. Ce E Paște, frumos! să ce și noi timp în familie. Dai să le iau pe toate părțile, așa, Păi cu a tare pus frumos. frumos. Dar pune-le că e greu, trăgălzarea mea poplă. Ce A, frumos. de-astea de ce tort? Da. Asta sunt urechile sau e funda? Ceva mă găsea nemul. Oh, mersi frumos! Wow! Ce e asta? O salată? O salată de nasturi? Ce bun e! N-am mâncat niciodată așa o bună salată de nasturi. Nasturi. Îți place verde? Și mie îmi place verde. Ia, mersi frumos, mai dai și nu mă bate. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Claudia să trăiască, Claudia să trăiască, la mulți
vrem încă o dată? Încă o dată? Facem și în doi? Da. Să bea paharul până la Happy birthday în engleză. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Claudia. Happy birthday to you. Zum Geburtstag Acum am învățat și eu, hai încă o dată. Hai să-ți spun. Dar nu știu cum se cântă mugurește. Feliz Navidad, ne faci mai ușor. Mai știa mai, au o tamă în baum. Feliz Navidad. Tărăm, tărărăm. Florile alea sunt comestibile sau? Da, da. E totul comestibil. Am că le pus așa la vrăjeană. Auzi, mai ales ăsta. Auzi, o să răspunci un pic la asta. Poftim? Stanionul? Mama, a fost intrână. Cuhn. Vanile crem. Apropo, Raluca, se făcea așa cu pisicile. Auzi, de ce ai tăiat să-ți fii fața? Păi de vreți începem de la... Că erau ochii așa urât. Mama, ești de mai mult. Erau ochii așa. Îi făcea lui toată lumea angst. Deși lui, ia o parte. Mai sper să fie și bun, că aș dori și pe la lumea. Mă, și eu sper să fie bun. Dați-mi o parte de acolo. Cine vrea... Că așa am cântat? E al Claudia, că ea e... A, da, exact. Prințesa. E pus o floricică? Uite asta, cu ghiveciu. Are și floricică? Era cu ghiveciu în cap. Deci a dat pisica jos de pe scaun și pe aia s-a urcat pisica sus și a dat pe pisica jos. Cine a mânut ăsta? Vrei să mă mânut? Ia pisica, vezi? Unde-i merită? Dă-i lui Florin. Dă-i lui Florin că la copilă dă-mi de-asta mai mult. Dă-i pisica. Dă-i pisica. Dar nu știu rău... Elisa, du-te-n partea să-l vezi. Uite, aici punem pentru... Dă-i lui Zana, dacă nu pot da. Da, da, acolo. Ia uite pisica aia cum stă. Ține-o acolo. Dă-mi-o aia de pasă pentru Melisa. E pension. Cață. Ce punem pentru Melisa? S-a pus ea, am vrea cu tăia trunculița. Și du-te acolo în partea cealaltă unde e loc, ca să poți să și faci. Cărtulețul. Nu știu cum e, sper să... Da? Sau vrei să mă mai ajuți? Vrei să mă mai ajuți, așa ai? Mă gândeam eu că am nevoie. Ia, hai că eu vă ajut să mă ajut cu asta. Să le acum două mâine, că s-a dat sunt. Aici e o feliuță mică, cine o vrea? Le-a luat Rafael pe asta, că... Alo? Alo? Ia vreau de pe mie pe asta, mică, hai. Nu după aia cum face cu lumea asta. Condantul negru, să nu fie, adică este un pic mai amar. Ești necos! Asta? Da. De asta totul ai făcut sau ai cumpărat carcasa? Da? Este din marshmallow. Și l-ai colorat tu? Hai să-i Cristina! Eu l-am colorat, eu l-am făcut și eu. Hai să-i mirosul. Las? Cristina. Și bețele alea de... Nici alea nu sunt comestibile. Alea tot... Andrei, băi, de zi nici tu-mi esi, nu? Andreea, le-am făcut și bețele, numai eu. Gata. Asta vreau să zic. Da, mă, mergi cu da, Rafael. Oamenii s-au adus așa de energie și de tot felul, dar nu e suportat la noastră, să gândești cu ce e ascuns. Nu vrei să rămâniu că el ne pozește și așa de toată. Îți dai seama, în vechime, când erau oamenii mai așa, știa e de energie și tot așa. Andreea, nu vreau să rămâniu că el ne pozește. Hai, Rafael. Am vândut. Acum am... Când deștept, stai. Deci când devin de prea deștept, deja
Da, este de la Luca. Se poate că video începe după ce ziceți la mulți ani, dar nu, nu, nu aia, dar era pe pauză. Sau mai vrem să... E foarte bună, Andreea. Da? Da. Îți place? Da. Chiar cu bună să faci mișto de mie? Nu, face mișto. Dar nu, nu, chiar e bun. Mai faci? Cine mai pictihaiști tu? Mai ne trebuie una. Sunt trebuie, ce cop, mama! Că te iei cop! Ia să vedem. Deci... Da? Poți să o faci. Da? Da. Da, e... Wow, mersi frumos! Deci, Matei, nu e bună la iubire. Să așa, să arătăm cât a mai rămas din tortul pe care l-a făcut Andreea. A rămas foarte puțin. Deși a fost foarte bun. A fost foarte, foarte bun. Bravo! Cum a zis Daniel? Bravo! 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 A mâncat și Daniel. Mulțumim pentru tort. Bine, Rafael și Melissa n-au mâncat cine știe ce, dar noi ceilalți am mâncat câte două porți. Și inclusiv Claudița a probat. Da, și Claudița a gustat. Și chiar n-a mai rămas mult. Când am văzut așa mare, mă gândeam că o să rămână ceva, dar... Nu, chiar a fost foarte, foarte, foarte gustos. Speranța a fost zadarnică când a rămas. Nu, e bine, e bine că... A fost bună. N-a fost dulce și eu mă așteptam să fie dulce, știi? Da, da. Învelitoarea e din marshmallow cu zahăr, fondant. A făcut, e foarte, foarte dulce învelitoarea, dar tortul e perfect cu vanilie, căpșuni și banane. Deci foarte, foarte, foarte bun. Ți-a plăcut tortul, Claudița? Ia să vedem dacă i-a plăcut tortul. Ia pus tăticul și camper. Ia, încarce un pic. Da, ți-a plăcut tortul? Da? A fost bun? E un pic cam mâleșite. Poate că a obosit odată asta și pe un pic. A obosit, da, oricum ea e foarte somnoroasă, a fost în ultimele zile, foarte mult a dormit. Nu, da. Și asta este cadou de la Moni. Foarte bine fata, m-a râs un pic. Și asta e de la Mădă. Da? Frumoasă. Da, are momente și râde, râde. Serios? Da. Dragă de ea. Și Daniela cu lor spune-o că ea are contact totuși cu lumea. Draga mea, vreau să-ți mulțumesc pentru tort, că o să întrebe lumea cine a făcut tortul. Și ea este persoana care a făcut tortul. Ea este Andreea, da, personalitatea. Tortăreasa a fost foarte, foarte, foarte bun. Uite, uite cât a mai rămas. A mai rămas o bucățică mică. Și era de mai tortul. Foarte da, bun. Cu mare plăcere. Mă bucur că m-au plăcut. Ți-ai făcut vedeta acum și tu, este? Hai, Melissa, ne băgăm la somn? Uite, ți-ai făcut pe perete, dar nu se vede. Bă, da, se vede. Da, dar nu se vede la cameră, că sunt steluțe. Da, e. Hai, ne băgăm la somn? Ia dă un pic să vedem. Uite așa, aceste luțe se fac și pe tavan. Hai, ne băgăm la somn? E frumos, mama? E frumos, mama, da? Să văd, mă, eu sunt tele. Sunt stele. Sunt stele și lune, lunițe. Eu nu ajung. Nu ajungi? Uite aici, poți să pui mâna aici, ajungi.
Cam atât în acest filmuleț, nu știu ce s-a înțeles exact ce... Pentru noi a fost o zi plină, dar nu știu exact ce am filmat, o să văd când editez. Dar a fost o zi frumoasă. Am sărbătorit-o pe Claudița și mulțumim lui Dumnezeu că au trecut deja 4 ani și au fost 4 ani cu bune și cu rele, cu grele, cu frumoase, cu o grămadă de experiențe. Și mulțumim că suntem astăzi aici, că avem pe Claudia alături de noi. Și sperăm să avem în continuare. Dar da, cam atât în acest filmuleț. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor.